Dați-mi smiley. Nu, fără să știi de următorul pas. Un, doi, trei, strâng, restâng. A dat-o din greșeală-n vers. El este Leonard, are 11 ani și pentru el pașii de dans sunt un vis imposibil. Ce v-a spus la spital? Pareză spastică, are hidrocefalie, are coloana în formă de sân. 7 diagnostice, dar am mers mai departe. Mă mulțumesc așa, îmi cere mâncare, îți spune ce-l doare, cât de cât învață. Pe când avea un an și două luni, viața lui Leonard s-a schimbat pentru totdeauna odată cu o criză de epilepsie. Soțul meu chiar îmi spusese, Daniela, a murit băiatul. Așa mi-a zis, așa s-a exprimat chiar. Nu pot să mă exprim în cuvinte. Foarte mare durere. Foarte mare. Din acea zi, Daniela Stan a crezut că își va trăi restul vieții într-o durere enormă. Își amintește că mai avea doar putere să se roage la Dumnezeu să-i lase în viață băiatul cu orice preț. Și ruga i-a fost ascultată. Dorința lui Leonard de a trăi și devotamentul mamei au învins orice prognostic al medicilor și specialiștilor. Am dat o lecție de viață. Că se poate trece prin viață și cu greu. Tot ce am făcut în casa asta pentru el am făcut. Să știți, ca să-i ofer lui condiții, să stea într-o curățenie, să nu-i fie frig. Și visează noaptea, zoala dânsul se îndeplinește. Dacă nu am într-o zi, fac ceva și trebuie să fac, trebuie să aibă, trebuie să-i ofer ceea ce cer el. I-a dat tot ce putea, însă nu era împăcată că nu-i poate oferi darul cel mai de preț, sănătatea. În toată această luptă nu a fost singură. I-au fost alături Gabi și Mihaela, mediatoarele sanitare din comunitate. Și săritoare la orice, au suflet foarte mare și bun. Dânsele m-au îndrumat foarte mult, au mers cu mine în toate părțile, m-au scos din impasul ăsta. Leonard a ajuns la medici specialiști din Târgu Mureș și Iași pentru a găsi leac la vreuna din multele lui afecțiuni. Mamei s-a spus că e un miracol faptul că băiatul încă mai trăiește și că cel mai bun tratament pentru el este dragostea de mamă. Cu răbdare și înțelegere, Daniela Stan a fost ajutată să se adapteze noii realități și îndrumată să accepte ajutorul acordat celor care au grijă de persoane cu dizabilități. Când am luat salarul prima oară, plângeam cu bani în mână pe stradă. Zic, Doamne, zic, ăștia-s bani de la copilul meu bolnav. Cum fac eu cu ei? Ce să iau? Ce să cumpăr? Unde ați găsit puterea? Cred că tot el mi-a dat-o. Trebuie să trăiesc pentru dânsul. Trebuie să-i ofer. Ceea ce are nevoie. Și încet, încet a început să lupte pentru drepturile copilului ei. Și-a dorit enorm ca Leonard să meargă la școală, dar la marginea, astfel de idealuri se împotmolesc în noroiul de pe uliță. De câte ori plouă, cartierul Marginea rămâne izolat de lume, iar universul lui Leonard se termină odată cu fâșia de beton din fața porții. Mai mult de atât nu se poate. Dar visul băiatului de a fi în rând cu ceilalți copii de vârsta lui a devenit realitate și cu ajutorul echipei comunitare din proiectul UNICEF. Mi-au spus că există posibilitatea să fac acasă, la domiciliu. Și atunci, Doamne, am zis că m-am bucurat foarte mult. Și mulțumesc Dumnezeu și Maica Domnului, am reușit. Aici, la marginea orașului, respectarea unui drept firesc al copilului este un miracol care se împlinește cu mari sacrificii. De două ori pe săptămână, doamna învățătoare și-a inima în dinți și se îndreaptă spre casa elevului Leonard Stan. Vii îmbrăcat în echipament de escaladare montană, bocanci, pantaloni pe care ești pregătit să-i sacrifici dacă e nevoie. La capătul unui drum obositor, așteaptă doi ochi strălucitori și un zâmbet care fac ca orice efort să merite. E un elev silitor, este inteligent, poate foarte mult, îi place să învețe, e curios, e deschis la minte, deschis la orice. Important pentru el să poată să se descurce singur în multe. Și acum Leonard are toate șansele să devină din ce în ce mai independent. Scrie corpul meu. Și ne uităm să vedem de ce a făcut corpul, da? Nas. Nas, unde nas? Una. Una. Două. 4 5 Și eu ți le iau? Câte mai ai în mână? 0 0, da? Ok, hai.
Copilul se simte sprijinit, ocrotit și visurile lui devin din ce în ce mai îndrăznețe. Își dorește tare mult să aibă un cal al lui pe care să călărească în galop pe dealul de unde se vede cartierul Marginea de Sus. Până își va convinge părinții să ia un cal adevărat, are zeci de căluți de pluș pe care îi îngrijește și mângâie de parcă ar avea suflet. De ce îți plac ție căluți? Îmi plac că... că sunt frumoși, blânși, că nu moși, că nu mă zbărlă. Oricât de frumoși ar fi, parcă n-ar vrea să-i deranjeze cu astfel de dorințe nici pe Moș Nicolae, nici pe Moș Crăciun. Cu înțelepciune, Leonard a înțeles că cel mai de preț lucru pe lume e altul. Am auzit că de Moș Crăciun nu trebuie să fii supărat, trebuie să fii doar fericit, să ai familie lângă tine. Și tu ești fericit? Da. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-i pe Leonard și alți copii ca el. Îți mulțumim!